Ne aflăm la Costești. Ce facem la Costești? Nu știu ce înseamnă. Probabil că nu, nu știu. Participăm la clasa standard. Ce? Sau challenge. Am zis că Orăștia e un loc drag nouă, e un loc aproape de casă. Dacă aici am început aventura noastră în off-road, dacă vă amintiți episodul, primul episod cu Toyota, în echipaj noi doi, a fost aici la Orăștie, acum 2 ani. Dacă a fost o premieră acum 2 ani, să păstrăm seria de premiere la Orăștie și să participăm la clasa challenge. Nu cred că ne-am ales tocmai locul ideal pentru clasa challenge. Pentru că au venit aseară trecurile, am verificat un pic trecurile și au apărut câteva porți obligatorii. Și din ce am vorbit cu organizatorii, acele porți vor fi băltoace, noroaie, adânci, făcute cu roți pe 38. Noi cu 32 va fi un pic mai amuzant. Stând la 20 de kilometri de concurs, am plecat acum o oră de acasă. Am zis ca să avem timp să pregătim mașina, să aranjăm totul, până în benzinărie, unde am făcut plinul la mașină și de unde patrolul, individul, a refuzat să mai pornească. A venit Sergiu, ne-a târât până aici, cumva, rapid. Ne-am înscris pe ultima, în ultimele 2 minute de înscrieri și în 5 minute începe briefingul și noi n-am pregătit mașină, n-am pus prelată, n-am pus cord. Am venit la challenge pentru că vrem o provocare. Am venit la challenge, unul dintre motivele pentru care am venit la challenge e că suntem 3 echipaje de la Cluj, noi, Sergiu și Ioanea. Și am zis că hai să ne dăm toți trei împreună la aceeași clasă. Cum Ioane are pe Samurai roz pe 3.7 și motor de Volkswagen de 1.9, nu putea să vină cu noi la B, așa că am mers noi doi la challenge alături de Ioanea. Și așa, e o competiție internă mai mult. Nu ne interesează clasamentul în rest, ne interesează ce facem noi trei între noi. La și 42. Pafta, aveți grijă. Mersi, mersi.
ai tu drumul de la tine. Mulțumim Celot, mulțumim Verla, mulțumim Craftwork, mulțumim Operatent, mulțumim Walk and Roll. Stânga mea sau a ta? Da. Am înțeles ce zice. Stai, ce faci? Dă-mi-l înapoi. Trage.
Locul întâi, categoria Trophy, clasa Challenge, Kivari Alexandru, Tănase Ianuaria. Bravo! Felicitări! Bună dimineața, ziua 2 de la Costești, Cupa Costești Orăștie. Cu puțin noroc, Noxu a tăiat un cauciuc, a desumflat un cauciuc, a pierdut 20 de minute să schimbe o roată ieri și treaba asta pe lângă greșeala lui Gicu. Gicu, sper că te uiți la treaba asta, în atenție. Ce greșeală a făcut Gicu? N-a văzut o limită de viteză și a primit penalizare 2 ore 20. Sergiu era pe 2, Noxu pe 3 și noi am reușit să urcăm pe prima poziție. Pacube, un parbriz part. Un parbriz part și două șuruburi de la telescopul de direcție care i-au creat lui Kivin traseu mici probleme. Am venit acum la Dani care ne ajută să le schimbăm. Asta e gaura și aici ai suportul, dacă te vezi aici. Trialul o să fie unul interesant, deoarece s-a mai înscris încă un echipaj cu aceeași mașină cu care a participat Noxu ieri. Și să vedem cum e traseul, că dacă este un traseu înghesuit și tehnic, atunci este unul pentru noi. Dacă nu, vedem ce se întâmplă. Dar mi-ar plăcea să-i batem. 3, 2, 1, start! Pregătiți? Sper să nu se supere Ana pe mine. Mai facem încă o reclamă. Verificați și site-ul nostru www.transhuman44.ro. 3, 2, 1, start!
1:42:40. Locul întâi. Categoria trial clasa Challenge, Kivari Alexandru, Tănasia Ana Maria. Felicitări! Urmează o grămadă de modificări pentru ea. Motorul de semne de slăbiciune, după cum știți din episoadele anterioare, șasiului într-o stare foarte bună. Așa că avem de dezmembrat pe bucățele, mă rog, nu noi, cel mai probabil Sergio. Toyota va trece printr-un facelift destul de mare pentru sezonul următor, sezon pe care sperăm să-l facem cât mai complet. Asta și depinde foarte mult și de colaboratorii care ne vor fi alături pentru la anul. Și nu în ultimul rând, mulțumim sponsorilor noștri, membrilor YouTube. Până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe.